Eu nu am fost foarte dezamăgit pentru că nu aveam așteptări de la acea clasă politică de atunci. Mi-am dat seama cu ce fel de oameni de afaceri sau mă număr printre acei cetățeni români care și-au dat seama cu ce fel de indivizi avem de afaceri și am încercat să... și am luptat împotriva lor. Anumite lucruri s-au realizat în sensul că măcar cu ajutorul Dumnezeu nu am ajuns în zona aia, în URSS, pentru că oamenii ăștia tine nu știu că noi în 90 alături de noi era URSS-ul, era Uniunea Sovietică. Într-acolo ne împingeau cei de atunci care guvernau țara, feseniștii aia. Și care au pus la cale tot sistemul pe care îl vedem acum, pentru că sistemul de acum este consecința acelei caracatițe, care încă se zvârcolește și încă are oameni plasați în poziții decizionale. Noi trebuie să începem în acest moment chiar să schimbăm acest mecanism politic și trebuie schimbat, repet, din interiorul Parlamentului, venind cu echipe de oameni noi, corecți, cinstiți și eu aș sublinia, patrioți. A fost multă trădare în România. Multă trădare. S-au înstrăinat în mod cu totul nejustificat resurse, bunuri uriașe. Au fost luate decizii împotriva intereselor elementare ale acestei țări. Decizii pe care oriunde în Europa Occidentală, dacă ai fost luate, acolo nu se poate imagina așa ceva. Când spuneți asta, vă referiți la liderii care au condus țara? Absolut. La lideri, la grupuri, la persoane foarte identificabile. Nu știu să vă amintiți-vă de cazul Fundației Gojdu, în care un prim-ministru, Tăriceanu, cu ministrul externe ungureanu, semnează. Sunt documente în care ei cedează în disprețul oricărei legi și bătând în joc de interesele cetățenilor României, care ei trebuiau să fie beneficiarii acelei fundații, cedează patrimoniul de miliarde de euro unui stat vecin. Asta, cum să spun, este ceva de neimaginat. Și oamenii zic, bine, mersi. Nu întreabă nimeni de sănătate. Eu consider o asemenea abordare ca un act de trădare. Și nu este singurul. Dacă am analizat felul în care au fost înstrăinate resurse, întreprinderi mari, la prețuri incredibil de mici, nu s-a vândut până și apa de băut. Distribuția de energie electrică și toate aceste, așa zise, privatizări, care nu au fost privatizări, au fost jefuiri, nu au condus decât la un singur lucru. Să împovăreze și mai tare populația, că prețurile au crescut în loc să scadă. Avem prețurile cele mai mari la aproape orice. În condițiile în care România este un producător de energie, în condițiile în care avem apă, slavă Domnului, în România. Deci, câte lucruri nu s-au întâmplat de genul acesta? Și cine este responsabil pentru acești indivizi care acum apar ca niște mimoze, de parcă acum s-au născut, că ei vin cu noutăți în viața politică. Știu că există oameni care probabil vor fi păcăliți încă o dată de către aceste două partide, că nu sunt decât două partide, să știți. În România, nu, sunt doar două mari partide, PSD și PNL. Care probabil nu, nici mă interesează care o să aibă 20, care o să aibă 25, că se tot fac calcule de genul, care sunt înconjurate niște sateliți, niște partide anexe construite pentru a-i păcări pe oameni. Adică PSD-ul are pe ALDE și pe PRU, care de fapt sunt oamenilor acolo, dar puși în alte partide ca să dea senza, și PNL-ul are pe ăștia de la USR, care zic că e un partid nou, dar are jumătate din guvern. Nu așa ceva. Deci numai în România se poate întâmpla. Că să vină unii care au jumate dintr-un guvern, în frunte cu primul ministru, să spune, doamne, este un partid nou. Noi am venit să înnoim. Noi suntem niște mimoze. Știu că vor fi oameni păcăliți chiar și de chestii de genul. Dar știu altceva. Că există mai mult de jumătate din populația acestei țări, din oamenii acestei țări, care nu se simt reprezentați de aceste grupuri și care
au încredere în țara lor totuși și vor să trăiască în țara lor, pe care ei o iubesc, oameni care îi împărtășesc valorile, care au respect față de tradițiile acestei țări și față de drepturile noastre ca stăpâni a acestui teritoriu. Eu acelor oameni mă adresez acum în primul rând.